această duminică alături de primăria și Consiliul Vaslui, local Vaslui. Mă bucur că de fiecare dată domnul primar vine cu lucruri noi. În această duminică o să fie promenadă, muzică de promenadă, ceea ce nu mi-aduc aminte să fi fost în Vaslui până acum, adică toată activitatea să fie muzică de promenadă. O să avem două formații invitate în această după-amiază, o fanfară de copii de la Cozmești Vaslui, o formație afiliată Palatului Copilor din Vaslui, cu care colaborăm de 2 ani, deci o formație înființată de acum 2 ani, o fanfară cu copii pricepuți și cei mai frumos că acești copii vor cânta muzica autentică, populară, din zona noastră. De asemenea, vreau să vă amintesc că acum 20 și ceva de ani, un copil mic, minunat, a venit la fanfara, prima fanfara a Palatului Copilor din Vaslui și s-a înscris la fanfara de la Palat. Îl invit pe Maricel, Raicu. Marcel, vin aproape. Câți ani aveai atunci când ai venit pentru prima dată la fanfară? 9 ani. 9 ani. De la 9 ani, Marcel cânta la un bariton mic, tot cu alunița lui frumoasă, și mă gândeam, oare o să ne mai întâlnim în timp? Uitați că acum Marcel este corepetitor, este profesor corepetitor, să spun așa, pentru că toată lumea care pregătește înseamnă că e profesor, lucrează cu copii acolo unde n-aș fi putut să vin în fiecare zi și odată la o săptămână sau la două săptămâni mă duc să văd ce face acest inimos muzician, pot să-i spun. Lucrează cu copii, pot să spun, de 5-6 ori pe săptămână. Și cum la Vaslui avem un primar deosebit, și acolo, să știți că în comuna Fâsteci, în comuna Cozmești, la Fâsteci, este tot așa un primar deosebit, Hristache Sima, care la fel creează toate condițiile necesare unei desfășurări a activității de fanfare deosebite. Vom începe programul nostru, nu înainte de a aminti și cealaltă invitată pe care cred că o așteptați cu drag și pentru prima dată, domnule primar, pentru prima dată în Vaslui, este muzica garnizoanei militare din Iași, dirijor Gil Negri. Aplaudăm, da? Mulțumim mult, mulțumim. Să trecem, cum spunea, la trebuie la treabă, nu?
Plăcut? Haideți să aplaudăm pentru că merită acești copii minunați. Acum chiar îl rog pe Marcel Raicu să continue el activitatea. Marcel, te rog să preiei comanda și demonstrezi că acești copii minunați fac lucruri deosebite pentru județul nostru și pentru comuna ta. Da? Hai să mai aplaudăm, dar te mulțumim mult. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Mulțumim acestor copii minunați. Știu că acești copii sunt de bis, dar avem invitata principală și chiar îi rugăm muzica Garnizoare Militare din Iași cu un dirijor tânăr, locotenent, maestrul Gil. Îi rugăm să vină în scenă să demonstreze cum e muzica de promenadă originală. Nu? Că armata, totdeauna armata a făcut muzica de promenadă. Haideți să invităm muzica Garnizoare Militare din Iași.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
la spate, mechel.
Carnisanei din Iași. Mulțumim domnului locotenent Gil Negrei, domnule locotenent, domnule dirijor, dacă vreți să ne adresați câteva cuvinte, chiar vă rugăm, dacă aveți. Dacă nu, vă mulțumim din suflet. Ați descoperit aici un public minunat și un parc, cred că unic în țară, da? Vă mulțumim din suflet. Muzica Garnizoare Militare din Iași. Vă rog să aplaudați încă o dată. Dirijor Gil Negrei.